Bună seara, dragi prieteni! Dacă anul are 365 de zile și noi suntem preocupați 364 de lucruri efemere, trecătoare și subțiri, ca și consistență în devenirea noastră spirituală, măcar o zi din an, dacă ne-am întoarce privirea din exterior și am aprofunda dimensiunea noastră interioară, cred că avem timp, chiar și într-o singură zi din cele 365, să-L întâlnim acolo, blând, stând în centrul inimii noastre, pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, care este începutul și sfârșitul tuturor lumilor, nu numai a lumii pământene. Este un sublim părinte al întregii creații, al minter, n-ar fi îndrăznit să spună eu și Tatăl unul suntem. Nu vă propun în această seară de vineri o discuție teologică, dogmatică, aridă, care să repete inerțial aceleași clișee pe care le auzim de fiecare dată în zilele de sărbătoare. Dimpotrivă, cred că ar fi bine să dăm la o parte și domeniul intelectual și domeniul retoricii și măcar în această seară să fim sinceri până la capăt. Dureros de sinceri chiar și cu noi înșine, pentru că în afara sincerității nu se poate întâmpla mântuirea. Aceasta este taina spovedaniei. Mi-a fost foarte ușor și mi-este foarte convenabil să port această discuție cu o oglindă în care mă privesc de multe ori și această oglindă este Doru Bem, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Bine te-am regăsit, Oreste, și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră. Ori oglinda sper să fie curată, să-ți redea cât mai bine imaginea. Da, pentru că niciunul dintre noi nu este poate îndrituit să emită afirmații valoroase despre mântuire și despre alte predicate teologice. Haideți să vorbim din punctul de vedere al căutătorului de sensuri în viețile noastre. Așa este. Și să pornim de aici, de la marea provocare pe care ne-o întinde sau la care ne invită Mântuitorul Iisus Hristos, și anume de a face saltul de la omul de pământ muritor și atât de vremelnic la omul de cer, omul de lumină, omul nemuritor. De la fiul omului să trecem așadar înspre fiul Domnului. Cred că asta este învățătura de bază. Da. Sau principalul predicat al mântuirii. Da, este cu siguranță principalul predicat al mântuirii, care de altfel este explicat foarte frumos și în Săptămâna Patimilor, prin înfrângerea mândriei, prin uciderea mândriei, să-i spunem. E o pildă foarte frumoasă în care Domnul nostru Iisus Hristos spală picioarele ucenicilor. Fiind prima pildă de îndepărtare a mândriei și de smerenie, el a și spus: eu nu am venit aici să mi se slujească, ci am venit să slujesc. Deci este prima dovadă de smerenie a lui Dumnezeu însuși pe pământ. Apoi cum omul să fie dacă Dumnezeu vine smerit, cum omul să se poată manifesta și altfel? Și uite că se manifestă și altfel. Din cauza asta, noi la tot pasul suntem cuprinși de mândrie, care e prima piedică în evoluția asta noastră către Hristos. Chit că vorbim de creștini, chit că vorbim de orice alte religii, vorbesc aici de religii și nu de secte, de orice alte religii vorbim, primul lucru care trebuie dat, crucificat, să spunem, este mândria, despre care vorbește și un părinte Tadei foarte frumos. Pe blogul meu am postat acest interviu extraordinar și sfătuiesc pe toți să se uite, pe Cărarea Universului. Acolo spune părintele că orice formă de supărare, atunci când cineva ne înjură, pe bună dreptate sau nu, și noi ne supărăm, este o primă dovadă de mândrie.
un prim izvor al mândriei dinăuntru nostru, chiar dacă persoana respectivă are sau nu dreptate. Deci, uite, o paralelă făcută, da, așa, hai, să hai spunem. Hai să înțelegem de ce Hristicul se opune vanității și a mândriei. Păi primul vanitos în împărăția cerului este însuși Satan sau Șeitan, pe care îl regăsim în Islam. Da, corect. Este prima manifestare în regatul perfecțiunii și al creației eterne a lui Dumnezeu, este prima manifestare gând a mândriei. O regăsim foarte bine în Islam. Poate că unii se vor simți lezați de alăturarea islamului la creștinism și a creștinismului la iudaism, dar dacă am studiat problema mai în amănunțime, am vedea că cercul se deschide în iudaism, dar se închide în islam, ca să cuprindem trei religii, un singur Dumnezeu. Pentru că, pornind de la aceeași carte, avem aceiași profeți. Asta e extraordinar, că de fapt noi ne învârtim cam prin jurul acelui... în centrul acelorași învățători. Și ca să înțelegem, măcar astăzi, că de mândrie trebuie să ne debarasăm pentru a intra prin smerenie în încăperea de lumină în care ne așteaptă însuși Tatăl nostru și Fiul. Și Fiul. Hai să spunem că noi suntem fii rătăcitori care umblăm zmeriți, că altfel n-avem cum, că e o cărare îngustă asta, pe calea mântuirii, și nu putem intra spre Tatăl decât prin marea poartă a fratelui nostru, a fratelui nostru cel mare, al blândului Iisus Hristos, care a venit răstignindu-se pentru patimile noastre, ca noi să putem intra acolo, să-L putem descoperi pe El, pe Iisus, în timpul vieții noastre, ca abia după ce viața noastră se va fi sfârșit, să-L întâlnim și pe Tatăl, pe care alminte nu-L putem vedea, că e o lumină atât de nucleară încât ochii noștri fizici ar exploda. Ne-am dematerializat, bineînțeles, și spune că... Și acolo mândria este un domeniu antihristic. Diavolul spune, vanitatea este păcatul meu favorit. De ce a picat Satan? De ce s-a prăbușit? Pentru că nu a reușit să fie zmerit, nu a reușit să fie conștient că puterea lui este din puterea Tatălui și nu un domeniu independent. Și atunci când Allah în Islam își invită întreaga creație să-L proslăvească pe om care este făcut după chipul și asemănarea lui, Satan, dând o dovadă de supremă aroganță, a spus, eu nu pot. Și Dumnezeu îl întreabă de ce. Și zic, oare eu, primul arhanghel făcut de tine din foc, din focul care mistuie totul, ar putea să îngenuncheze sau să se proslăvească în fața unei creații atât de perfectibile doar din pământ și din apă? Și în momentul acela, acest gând al lui îl izolează de întregul domeniu al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este integralitate, este unitate în toată diversitatea creației sale, pe când diavolul este un separator, el vrea el însuși să fie un domeniu. Și devine un domeniu atrăgându-ne și pe noi. Își întărește domeniul momindu-ne și înșelându-ne și pe noi să-L hrănim cu energia noastră negativă. Da, eu acum stau și mă gândesc dacă oare Dumnezeu Tatăl și în momentul respectiv nu știa că acel cel mai frumos înger din împărăția lui nu-i va trece acest gând prin cap. El care totuși reprezintă tot. El care este sursa tuturor gândurilor. Este sursa tuturor gândurilor, bineînțeles. Mă rog, oarecum, să nu am putea vorbi mult despre asta, dar vis-a-vis de ce spuneai de diavol, aici e un lucru foarte interesant, că omul cu cât devine mai bun și cu cât devine mai aproape de Dumnezeu, pornind, bineînțeles, în primul și în primul rând din interiorul lui, este interesant că diavolul nu-l mai află. Diavolul nu poate să știe gândul bun. Asta a fost extraordinar, că atunci când Hristos a venit... Chiar am să te rog să păstrăm această pildă care este minunată, ca să nu te întrerup în timpul ei, după prima pauză de publicitate. În regulă. Invitându-te și rugându-te să exprimi un sens extraordinar de profund pe care un exeget ortodox, pe care un stareț ortodox îl dă naturii divine a lui Iisus în om. Imediat după publicitate. Grupul
Grupul Paracelsus vă invită în călătoria găsirii sinelui, a păcii, luminii și a iubirii, tehnici și principii de meditație, numerologie, astrologie, alchimie spirituală, protecție infoenergetică, reiki, calea luminii, sistem teurgic esenian,